Între pragurile de 1,5 și 3 cazuri la 1000 de locuitori este încadrat în prezent județul Constanța, chiar dacă de câteva zile rata infectărilor s-a situat sub 1,5. Vineri, de pildă, incidența acumulată la 14 zile a fost de 1,41 pentru întreg județul, iar o eventuală decizie privind relaxarea restricțiilor ar putea fi luată la jumătatea săptămânii viitoare. La jurul datei de 10 se va întruni Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și în funcție de rata de incidență existentă la data viitoare, la data respectivă, vor intra în vigoare măsuri privind relaxarea deschiderii unităților și funcționării unităților de alimentație publică, de cele vor putea funcționa până la 50% din capacitate sau nu. Situația nu pare la fel de simplă și pentru localurile din municipiul Constanța. Incidența anunțată vineri era de 2,21, ceea ce este mult sub pragul de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. La o capacitate de 30% funcționează în prezent la interior restaurantele din municipiul Constanța și cel mai probabil va mai dura până când își vor putea primi clienții la o capacitate de 50%. Nu știu dacă vom ajunge la nivel de municipiu sub 1,5 la 1000, astfel încât să poată funcționa restaurante la o capacitate de până la 50%. Probabil vor rămâne la nivelul municipiului Constanța să funcționeze la o capacitate de maxim 30%. Reprezentanții unor restaurante din municipiu spun că au fost cazuri în care nu au putut onora toate solicitările, pentru că se depășea capacitatea permisă în interior de 30%. Iar o relaxare a măsurilor ar fi mai mult decât binevenită. Am avut situații în care am refuzat clienții. Ar fi un mare plus pentru noi și pentru bănuiesc și pentru clienți, pentru că i-ar relaxa și pe ei, ne-am relaxat și noi și în mare parte pentru business-urile care au fost închise atâta timp. Restaurantele, cafenelele și barurile s-au redeschis în municipiul Constanța la capacitatea de 30% pe 28 ianuarie. Tot atunci a fost permisă reluarea activității tot la 30% și în sălile de spectacole, orice de jocuri de noroc și cinematografele din oraș.